De înălțarea parohiei Sfântul Ierarh Nicolae s-a preocupat părintele Adrian Pătrașcu. Lăcașul de cult are o poveste impresionantă. Pe 5 iunie 2006, locul unde urma să fie ridicată biserica a fost binecuvântat de arhiepiscopul Tomisului, în alt preasfințitul Teodosie, iar pe 5 decembrie 2007 a fost dat în folosință de misolul înmânându-se preotului Pătrașcu Nicu Adrian antimisul bisericii, prilej cu care acesta a fost numit și instalat ca preot paroh al tinerei parohii. Iată, neapropie de ziua Sfințirii Bisericii Sfântul Nicolae zi pe care o așteptăm cu multă dragoste, cu multă emoție, cu multă bucurie și datorită evenimentului în sine, Sfințirea Bisericii Sfântul Nicolae și datorită faptului că va poposi, iată, în Năvodari, brâul Maicii Domnului. Primăvara anului 2008 a reprezentat începutul construcției propriu-zise a bisericii. Un an mai târziu, la biserica din Năvodari, a fost adus tocmai din Italia de la Bari, Mirul Sfântului Nicolae, un prilej pentru credincioși de a călca pragul lăcașului de cult. În 2016, biserica a fost finalizată, așa că urmează să fie sfințită și dată în folosință comunității creștino-ortodoxe din Năvodari. Din rândul la Bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea în a Sfințitului Părinte Teodosie, iată, brâul Maicii Domnului va veni de sâmbătă seara. La ora 16, va fi întâmpinat de preoții din Năvodari, la Troița din Năvodari, la intrare, de unde va cobori în procesiune spre biserica Buna Vestire.